Bun găsit, prieten, la o nouă ediție de Top Interviuri. Un singur fotbalist român a marcat într-un singur meci 3 goluri lui Real Madrid. Îl am lângă mine, pe acesta este Laurențiu Roșu. Salut, salut, Laurențiu. Salut. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cu plăcere. Știu că ești ba la meciuri, ba prin Spania, alegi dintr-o parte în alta. Uite că a reușit să ne intersectăm. Vreau să aflu multe povești de la tine, pentru că e clar, cea mai frumoasă e cea în care ai marcat pentru Numancia 3 goluri împotriva Realului, dar până să ajungem la acea poveste, aș vrea să știu cum a început fotbalul, la ce vârstă, unde, cine te-a dus, cum... Deci dacă mă întrebi chestiile astea, o să afli o poveste la fel de interesantă. Așa. Și care pentru mine a fost un moment foarte plăcut și o să-ți povestesc ce s-a întâmplat. Eu am început să practic atletismul la 9 ani și eram la un liceu cu profil de atletism. La Iași? La Iași, da. Și tatăl meu a venit într-o dimineață în vacanța de primăvară și mi-a zis, gata, hai la Poli Iași că e selecție, vreau să te duc la fotbal. Și am spus, da. Păi stai așa puțin că nu pot să merg la fotbal, că sunt la atletism. Lasă că rezolvăm noi, vedem noi cum facem. Și m-am dus la selecție și Mihai Dănilă, Dumnezeu să-l ierte, era antrenor. Ne-a pus să jucăm și după aia, pe o linie, ne spunea, tu mai vii, tu nu mai vii, tu mai vii, tu nu mai vii. M-a chemat de 3 ori la rând și după aia mi-a spus să aduc bani și 2 poze să facă legitimație. Era pe vremea 80 de lei și 2 poze, facem legitimație și am rămas la fotbal. Între timp, fiind vacanța de primăvară, nu au fost probleme, dar după aia am început școala și trebuia să mă duc și la antrenamentele de la atletism. Și a fost o perioadă în care făceam și atletism și fotbal, dar odată când eram acolo în Copou, unde e stadionul, m-a văzut antrenorul de la atletism. Tu ce faci pe aici? Păi zic, eu să-l și la fotbal. Și păi, n-ai voie să fii și la fotbal. Trebuie să alegi. Și am ales fotbalul. I-am spus, nu, domnule, eu aleg fotbalul pentru că alerg mai puțin la fotbal. Și ce? O să alegi mult mai mult la fotbal. Și am ales fotbalul. Și după aia, revenind la ce m-ai întrebat mai devreme, adică da. Meciul cu Real Madrid când am dat 3 goluri, am început fotbalul la Iași și la prima selecție la echipa națională, în 89, ne-a chemat la Snagov. Așa se făceau pe vremea aia. Era un lot de under, nu? Probabil. Aveai 14 ani. Câte aveam are? 14 ani, da, 14 ani jumate. Ne-a chemat acolo. Și a organizat meciuri cu jucători din provincie împotriva jucătorilor din București. Aha. Selecționata provincie cu selecționata București. Și am nimerit în primul meci. Să joci. Da. La pauză noi conduceam cu 6-1. Și eu am dat 5 goluri. Aha. Și m-a schimbat la pauză. M-a trimis la vestiare, la dușuri, unde eram, da, acolo la Snagov. Zice, gata, tu ai terminat. Eu am început să plâng, îți dai seama, eram copil, nu știam ce se întâmplă, de ce m-a trimis, ce am făcut, ce am greșit. După aia când au venit colegii de echipă au zis, păi stai liniștit că tu ești capitan. Și era Nea Gheorghe Ola, Dumnezeu să-l ierte, era de la Federație și Marcel Pigulea, care era antrenor. Și într-adevăr am fost capitan și am reușit să joc la 2 loturi de juniori și la aia cei mai mari. Am jucat și la cei de vârsta mea și la cei mai mari cu un an. Să revenim. Deci la 9 ani ai început fotbalul în mod organizat. La 9 ani am început atletism. Și la 11 ani am început fotbalul. În mod organizat. În mod organizat, da. Da. Dintre cei care ai început atunci, a mai ajuns vreunul să iace măcar prin Liga 1, pe la Iași, pe undeva, pe în zonă? Nu. Au mai fost 2 colegi de-ai mei care au continuat cu mine la echipa națională, la juniori, o perioadă și după aia... Au dispărut. Au dispărut, nu. Numai. De la Iași, nu. Din generația în care eram eu. Pasionat de fotbal, nu? Că așa era atunci în vremurile aia. Tot ziua cu mingea, nu? Ba în curtea școlii, ba în spatele blocului, ba... Bine, nu? Eu am început să joc fotbal de la o vârstă... cred eu de 7-8 ani în care mergeam pe Maidan. Mergeam cu băieți mai mari, jucam, uneori chiar și cu adulți, jucam când mergeam cu tata și le spunea să aibă grijă să nu mă lovească și jucam cu ei. Deci eu am crescut pe Maidan, ca să spun, sau în fața blocului. Așa. Pentru că aveam un teren în fața blocului și stăteam de dimineață până seara, ne jucam. Singur la părinți? Nu, mai am o soră mai mică.
Știi cum e vorba aia? Pe noi ne chemau părinții în casă de la afară. Ne chemau, da. Acum da, împingi da. Copiii să iasă afară și nu mai vor să iasă, că așa sunt cu tabletele. Sunt cu alte vremuri. Alte vremuri. Stângaci la început? Stângaci, da, da. Stângaci, stângaci la picior și dreptaci la mână. Da. Deci, avantaj. Că a fost un avantaj, da. A început în prima mijlocaș stânga, vârf, ce ai jucat? Nu, eu am jucat vârf, de mic. Vic. Am jucat vârf, al doilea vârf și după aia când am ajuns la seniori, m-au băgat mijlocaș. Și după aia am jucat și fundaș în unele meciuri. Copilăria frumoasă? Copilăria, pot să zic că a fost frumoasă, dar nu am avut libertate. Pentru că generația din care a făcut o parte a fost tot timpul într-un mod organizat cu liceu, cu antrenamente, meciuri oficiale, meciuri amicale, lângă centrul de medicină, e un hotel sport, acolo unde stăteam cu cei mai buni jucători de vârsta mea din țară, eram în cantonament non-stop. Deci nu aveam libertate, eram toți în același hotel, aveam cazare, masă și uneori aveam duminică liberă sau o săptămână liberă de sărbători când să mergem să ne vedem părinții. Când erai mic, paralel, bănuiesc că mama spunea nu te mai lași la fotbal, că nu te ieși la școală. Au fost momente în care, de exemplu, ploua afară, era urât, trebuia să mă duc singur la antrenament, pentru că nu e ca acum când părinții își duc copiii la antrenament, eu mergeam singur. Eu schimbam 2-3 tramvaie, autobuze, pentru că stăteam în cealaltă parte a orașului, trebuia să ajung la antrenament, singur mă organizam, deci dimineața la 7 mă trezeam, luam micul dejun, mă duceam la școală, veneam de la școală, mâncam singur pentru că părinții erau la muncă și mergeam la antrenament. Ajungeam seara și când ajungeam seara acasă, urcam etaje și spunea, vezi că plânge găleata aia de gunoi, trebuie să te duci să o arunci. Mă duceam, aruncam, veneam, cineam, făceam temele și ăsta era programul meu când eram acasă. După aia când am ajuns la 14 ani jumate, 15 ani la București, atunci mi-era mai ușor, ca să zic. Când erai mic acasă la Iași, ce ți-aduce aminte de anii comunismului? Cozile, la pâine, la lapte? Da. La lapte, în special la lapte, pentru că mie îmi plăcea să beau lapte și părinții mei se mai duceau la muncă și nu puteau să se ducă mereu, să stea la coadă. Și îmi spuneam, du-te, dacă vrei lapte, du-te la coadă. Și mă trezeam la 5 dimineața sau 6 și stăteam la coadă cu bătrânii aia, stăteam cu sticlele cu lapte să ne luăm lapte, pentru că dacă te duceai mai târziu, nu mai prindeai, că se termina laptele. Da. Și atunci nu era altă modalitate decât cea de a te duce să stai la coadă și cum se întâmpla și cu portocalele și cu bananele verzi, le puneam pe dulap, de Crăciun, de sărbători. Da. Numai atunci erau rar. Da. Astea erau vremurile. Și după aia, când a venit Revoluția, într-adevăr, a fost așa o frică în perioada aia decembrie când a fost schimbarea și chiar dacă eram la Iași se auzea că e apa otrăvită, că nu știu ce s-a mai întâmplat. Mai la voi acolo în Moldova erau și fântânile și erau otrăvite. Da, și a fost o schimbare, eu cred, benefică pentru noi care am practicat sportul de performanță, pentru că așa s-au deschis granițele și am reușit să plecăm, să vedem lumea, să ne înfruntăm cu echipe din vest și eu cred că ne-a avantajat. Atunci la 9 ani jucați, erau turnee organizate, erau competiții, în primii ani ai tăi de fotbal, cum se derulau lucrurile? Era rivalitate Moldova, jucați cu Botoșaniu, cu Suceava, cu Fălticeniu, cu Bârladu, cum era? Mi-aduc aminte că într-adevăr era campionatul județean de juniori. Am evoluat și pe teren mare, dar la început se organizau mai ales iarna în sala polivalentă tot felul de competiții de mini fotbal, unde
Erau campionate foarte, foarte puternice, unde ne doream să câștigăm și mi-aduc aminte cu plăcere de perioadele astea. La campionatul județean nu aveam adversari decât 2-3 care erau de acolo din Iași și în rest mergeam, jucam prin sate, era diferența mare, dar după aia când ajungeam la turnele finale, la turnele finale era mai cu cine vă băteați de Moldova? Oțelul, cine era acolo? Cu cine vă băteați de Moldova? Nu, erau mai multe, era și Bacău, erau mai multe echipe care ne puneau probleme. Ce idol aveai când erai mic? Ca fotbalist de afară, din țară, ce fotbaliști îți plăceau când ai început când fotbalul mic, așa? Când eram mic, îmi plăcea mult de Van Basten. Van Basten. Van Basten. Iar după aia când am crescut și când am debutat și când jucam fotbal, îmi plăcea mult de Raul. De afară? De Real Madrid. Și da. Din România? Din România, Gică Hagi. Toată am lumea. Avut prilejul să și plăcerea să particip la campionatul european din 2000, da. Unde am jucat cu el, cu Gică Hagi și... Deci ți-ai realizat un vis. Cu idolul tău ai fost cu echipa. Cel mai bun fotbalist din toate timpurile, după părerea mea. Primul turneu final de care ți-au ce aminte? 88? Pe care l-ai văzut 88, ăla cu, când a dat Van Basten. De Van Basten, da. Că încă nu era, la noi nu se vedeau. Cei de aici din sud veneam la bulgari. Voi acolo, la Moldova? La Chișinău, la Moldova. La Moldoveni. Da. Vedeam meciuri acolo și filme cu război. Da. Multe filme. Bun, am frumoase începuturi în fotbal. Cum ai ajuns la București? Deci la 14 ani și jumătate, nu? Cum a fost un trial? Cum a fost luat? Selecția asta care am vorbit mai devreme, da, la Snagov. Așa? Și acolo, gata, acolo s-a stabilit un lot de jucători. După aia am avut o dublă cu Bulgaria, dacă nu ce mi-aduc aminte, la Curtea de Argeș. Am jucat două meciuri acolo și după aia în vară s-a stabilit că vom intra în cantonament în București tot lotul de 22 de jucători, cu școală, cu cazare, masă. După aia ne-am scris într-un campionat în București, în Divizia C, cum era pe vremea aia, Liga 3. Și jucam sub numele de Luceafărul. București. Noi eram juniori și jucam Luceafărul și pe lângă campionatul care l-aveam în desfășurare, aveam meciuri amicale sau oficiale, în funcție de competiția care era. Am reușit să ne calificăm la Under 16. Atunci erau doar două meciuri. Jucai tur-retur, am jucat cu Cehoslovacia, cum era pe vremea. Da. Am pierdut acolo 2-1 și aici am câștigat 1-0 și ne-am calificat. Dar la 14 ani jumate ce ai făcut? Ai pus geanta în spate, ai anunțat pe mama că pleci și n-a început să plângă, n-ai zis că pleci la București? Cum ai? Nu, au înțeles situația și eu cred că... Dar au vorbit cu părinții, da, cei de la Luceafărul? Da. Bineînțeles. Federația a organizat în așa fel încât copiii să poată veni la școală. Și ai venit singur de la Iași la București? Ai, cu trenul? Cu ce veneai? Da, cu trenul. Și cum de nu ți-a luat mințile aerul București? Adică că... Păi eram în cantonament. Erai non-stop. Eram non-stop. Nu, după aia când a trecut o perioadă de timp, ți-am spus, mai aveam zile libere în care ne mai plimbam prin parc, prin oraș. Câteva nume cu care ai început la 14 ani jumate, da? Care ar fi cu care ați mers mai departe? Păi era Cosmin, Contra, da? Era Luțu, era Bolohan, Ciocoiu, Schumacher de la Pitești. După aia mai era Cezar Dinu, Dumnezeu să-l ierte, de la Dinamo, Laurențiu Lică, tot de la Dinamo, da. Bujor de la Craiova, generație bună, Gombolea 75. De la Oradea, Țurcaș de la Timișoara, portarul. Da, Tufiș de la Vâlcea, tot portarul, da. Mai era Bica de la Brașov. Aveam Ați avut echipă. Bolohan? Da. Am avut echipă bună. Și cum te-a remarcat Steaua? Sau cum s-a întâmplat să ajungi la 18 ani la Steaua? Nu, eu am semnat cu Steaua la 16 ani. La 16 ani. 16 ani și jumătate. Eu am debutat la Poli Iași, pentru că m-au chemat să joc acolo. Era în Liga a doua și am jucat două meciuri, unul la Cluj și unul acasă. Nu figurează în statistică. Da, eu am jucat în Liga a doua, da? La Poli Iași. La ce vârstă? La 16 ani jumate. La 16 ani jumate. Da. Uh-huh.
Chiar pot să spun, 92. În 92, noi, în primăvară. Și mi-aduc aminte că erau fundași și centrali de la U Cluj, Falub. Și Brătian. Și nu, și Zanc. Dumnezeu să-l ierte. Da. Oho. Și am debutat la Polia și după aia, în septembrie, am avut un meci cu juniorii la Plopeni. Că așa se juca pe vremea aia, la Plopeni. Cine va antrena pe voi? Era generația cu un an mai mare, unde era Radu Niculescu, Cristi Munteanu. Antrenor era Gigi Staicu. La voi? Da. Și m-a chemat la cei mai mari cu un an. Deci jucat din 74? 74 născut, da. 74 după. Așa, da, Radu Niculescu, Cristi Munteanu. Cristi Munteanu, Tibi Curt, Carabaș, generația asta. Da. Am jucat două meciuri cu Irlanda și Irlanda de Nord, da, ce mi-aduc aminte, și la meciurile alea două a venit Anghel Iordănescu cu Tică Dănilescu. Au venit să vadă meciurile, da, și să mă vadă pe mine, pentru că știau despre știau, tine. Da, știau că sunt... Tot vârf jucai? Da, vârf. Deci vârf. Știau că sunt un jucător care am fost chemat la o generație cu un an mai mare și atunci au venit și m-au văzut. Și după ce m-au văzut la meciurile alea, a venit chiar la Ploiești Tică Dănilescu cu tata. Au venit la hotel acolo la Prahova și acolo am semnat cu Steaua. Și după aia, după ce am semnat cu Steaua, m-am accidentat foarte grav în Irlanda, chiar de ziua mea. Tot cu aceeași generație am jucat meciul în Irlanda pe 26 octombrie și m-am accidentat la genunchi, mi-a sărit genunchiul. Deci am făcut o preluare mai lungă, ploua, am vrut să dau la poartă și a venit. Am dat în contra unui adversar irlandez și mi-a sărit genunchiul de aici. Mi l-a pus la loc, iar mi-a sărit, m-a scos, mi-a zis, poți să pui piciorul în pământ? Când am pus piciorul în pământ, iar mi-a sărit. Toți care au fost atunci la meciul ăla au zis că nu mai pot să joc fotbal. Și am reușit să mă recuperez. Da. Când m-am întors, am stat cu piciorul o lună de zile în gips, după aia am făcut recuperare. Mi-a făcut tot felul de teste la spitalul militar, pentru că, fiind jucătorul Stelei, m-au dus acolo. Era doctorul Codorean, Ion Codorean. Da. Și pe vremea aia nu era cu rezonanță. Îți băga un lichid în sânge și vedea unde ai zona afectată și îți spunea. Vezi că acolo e problema. Au constatat că meniscul meu e făcut praf și au decis să mă ducă la Vasile Popescu la urgență să mă opereze. M-au operat, după aia m-am refăcut și după aia am venit la echipa Steaua. Pe câți bani ai semnat atunci? Câți bani erau atunci? Primul contract am semnat pe 4 ani de zile, 7500 de dolari. Pan? Nu, pe 4 ani. Toți 4 ani. Aceștia au fost primii bani câștigați în fotbal sau ați mai câștigat și pe la loturi? Bine, la loturi aveam diurne. Dar diurne, erau mici diurne. Și ce ai făcut cu primii bani câștigați în fotbal? Îți mai aduce aminte? Primii bani i-am cumpărat la tata o mașină. Aha. O Dacie, că așa era pe vremea aia și i-am luat tata o Dacie. Și după aia, următorii bani i-am cheltuit pentru mine. Dar, într-adevăr, la Steaua, noi fiind tineri, având contractele astea, nu țineam prea mult cont de contracte. Noi ne gândeam doar pe partea sportivă și cel mai important lucru era că meciurile erau foarte, foarte tari, foarte importante și aveam prime de joc. Cu primele de joc câștigam mult mai mult decât contractele care le aveam. 93-2000, 7 ani la Steaua. Da. Doar în campionat 159 de meciuri, 45 de goluri, în condiții în care n-ai jucat în toate atacant. Nu, am jucat și mijlocaș și... Ai ajuns și fundaș stânga la un moment dat. Da, da. Așa, 5 titluri, 3 cupe ale României, 3 supercupe. 11, ca jucător, da. 11 trofee, da, ca jucător. Da. 11 trofee, 7 ani, superb, nu? Da, într-adevăr. Hai să începem cu începutul. 93, când ai intrat în vestiarul Stelei prima dată. Ce ai găsit acolo? Păi când am intrat în vestiar la Steaua, eu eram cel mai mic. Aveam 17 ani jumate, nu aveam 18 ani împliniți. Cine erau greii vestiarului? Erau mulți grei.
când am intrat în vestiar, mi-a zis, vezi că locul tău e acolo. Aveam un scaun chiar lângă geam. Eram după tabla. Care era... Cine te-a trimis acolo? Așa mi-au dat locul cei de acolo care organizau. Așa. În vestiar era Marius Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, Stângaciu, Gherasim erau portari. Echipa era în felul următor, era titulare, să spun. Da. Panait, Doboș, Prodan, Dumnezeu să-l ierte, Pârvu, Gâlcă, Ilie Stan, Panduru, Lăcătuș, Vlădoiu Ilie și Ilie Dumitrescu. Și după aia a venit și, era și Adrian Ilie. Bine, deja era acolo Adrian Ilie, dar începuse să joace și Adrian Ilie, titular. Uh-huh. Era Adrian Ilie, era Filipescu, care juca și el de multe ori titular. Și după aia mai erau jucători cu experiență, Fulga, Pop, Marian Popa, Iftodi. Uh-huh. Și dintre cei mici, în afară de tine, cine a mai apărut? Deci cei mai mici eram, eram eu, Filipescu și Adrian Ilie. A, da? Da. Eram cine... Bine, și după aia urma generația Costel Gâlcă, Prodan, aha. Deci, Panduru, care erau mai... Mai mici nu erau decât... Nu, nu, nu. Deci eu eram cel mai mic și... Ai avut... Am avut momente, îți dai seama, trebuia să nu intru prea mult în discuții, pentru că, normal, când ești tânăr, e mai bine să stai deoparte și doar să asculți. Chiar mi-aduc aminte odată Lăcă povestea ceva, făceau glume pe acolo și râdeam și eu. Și zic, tu ce, de ce râzi, bă? Păi, și ce vrei să fac? Și a era, fost, era respectul altul față de acum. Mai cărai și o minge, mai făceai și... Nu că mai căram, le căram. Le căram fără să-mi spună. Deci fără să-mi spună, mă duceam, luam, unde e geanta, unde sunt mingile, unde... Pentru că... Așa stăteau lucrurile pe vremea aia și văd un lucru normal, pentru că jucătorii tineri trebuie să să respecte mai mult pe cei mai înaintați, așa în vârstă, ca să zic. Dar se spune că pe cât de fiară era în teren, lăcăpată de blând și de băia bun era în da, da, după aia sunt convins că el, chiar dacă ne certa pe cei tineri, ținea la noi și își dădea seama că noi putem face pasul mai departe și putem să ne impunem și să reușim să ajutăm echipa cât mai mult. Știi? Pentru că ăsta era obiectivul. Steaua să aducă cei mai talentați jucători, să-i crească, în același timp să aibă rezultate și să-i vândă mai departe, cum s-a întâmplat, de fapt. Că asta a fost politica la vremea respectivă. Cine era antrenor în 93 când ai ajuns la Steaua? Naimi. Naimi. Naim era antrenor și Tudor Stoica era antrenor secund și după aia a venit Națiții. Debutul în Liga 1, ți-l mai aduce aminte? În Liga 1 am debutat cu Bistrița. Da? Da. Acasă sau unde plasă? Acasă, acasă. Da. Era scorul mai mare, nu? Mi-aduc aminte că atunci eram cel mai tânăr, jucam și la juniori, chiar făceam antrenamente cu echipa mare, dar mă duceam să joc și la juniori și am câștigat campionatul și la juniori. Uh-huh. Era Troi antrenor. Și acolo era o generație interesantă, da? Cu fratele lui Ilie Dumitrescu, Bogdan Dragomir, Horia Codorean, Dunăreanu, nu știu dacă Știu pe toți. Eu știu pe toți. Era și acolo o generație interesantă și am câștigat campionatul. Dunăreanu a jucat după aceea la Astra. Da, da. Horia e preparator fizic acum. Da. Și atunci, fratele Ilie Dumitrescu zis Butelie, îi cunoaștem pe toți. Da. Și Bogdan Dragomir Bobo. Da. Așa. Am jucat în 4 meciuri în anul ăla. Da, la Steaua. La Steaua. Uh-huh. Și în campionat. Și apoi m-a chemat Cornel Oțelea, care era președintele club, generalul Oțelea. M-a chemat să mă felicite și să mă încurajeze. Da. Și să-mi spună că trebuie să fiu serios în continuare și că trebuie să demonstrez că am valoare, dar prin muncă și uh-huh. prin seriozitate și că ei au încredere mare în mine și doar atât, totul depinde de mine, să demonstrez că merit să continui la echipa Steaua. A venit Neațiții Dumitriu cu Nea Mihai Stoichiță și în anul ăla am debutat în Champions League. Panduru s-a accidentat,
și a trebuit să mă bage pe mine în unele meciuri. Aha. Titular. Și în grupa aceea? Cu în grupa cu Benfica, Benfica. Anderlecht. Benfica, Anderlecht și Croații, parcă, nu? Hajduk Split. Hajduk Split, da. 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 Și după aia am reușit să prind mai multe meciuri, am reușit să înscriu goluri, am reușit să mă impun, ca să spun așa. Și, într-adevăr, era greu, pentru că, fiind tânăr și în fiecare perioadă de transferuri, vară, iarnă, veneau jucători noi. Uh-huh. Jucători care erau cei mai bine cotați la vremea respectivă, în campionatul românesc. Da. Și atunci nu era ușor să te menții, dar am muncit, am încercat să-mi câștig locul în echipă, acolo unde mă punea, dacă mă punea să joc mijlocaș, jucam mijlocaș, dacă mă punea să joc vârf, dacă mă punea fundaș, jucam fundaș. Și încercam să ajut echipa cât mai mult și să mă mențin la nivelul care era. Într-adevăr, Steaua în anii aia a dominat campionatul. Am câștigat 5 ani la rând, de fapt Steaua a câștigat 6 ani la rând campionatul, eu 5 ani la rând, din 93 până 98. 98. Da. Da. Și au fost perioade foarte frumoase. Într-adevăr, aveam un grup frumos, un grup unit, un grup foarte bun. Și de-aia am și reușit să avem rezultatele alea. Pentru că, pe lângă faptul că erau jucători talentați, eram și uniți. Eram foarte bine. Stadioanele erau pline. Derbiurile cu Dinamo nu erau. Cu Dinamo, nu? Și cu Rapid, dar da. Cu Dinamo era cel mai important. Unde mergeam în provincie, stadioanele erau arhipline, da. Deci nu pline, arhipline. Oamenii stăteau pe garduri, pe stâlpii de nocturnă, mi-aduc aminte, la Craiova. Uh-huh. Și peste tot, pentru că eram echipa campioană și erau cei mai valoroși jucători și atunci și echipa cea mai iubită din țară. Chiar dacă jucam în deplasare, noi aveam suporteri peste tot. Care era adversarul care ți-a dat, să zicem, de la Dinamo, cele mai mari bătăi de cap? Cu cine? Cosmin? Cine să nu? Cu Contra, nu? Păi eram colegi la echipa națională, noi am crescut împreună. Deci ați fost la Luceafăru, ați fost la Tineret. Am fost la Tineret și la echipa mare. La echipa mare. Da. Deci, cu Pițurcă Tineret și la echipa mare, da, nu? Da, noi am fost cu Victor Pițurcă la Tineret și tot la echipa mare. Eu am debutat cu Victor Pițurcă. Cosmin nu a debutat mai devreme. Înainte, da. Dar eu am debutat cu Victor Pițurcă pentru că el a avut încredere în noi, în generația de la Under 21 și... Ne-a chemat și la prima echipă. Ce echipă a fost atunci, 98? Da. Și Tineretul, aveam, care a jucat la turneul final. Incredibil. Aveam o generație foarte bună și atunci. Cu Dănciulescu. Dănciulescu, Ciocoiu, Mihalcea în față. Miu, Regenca, Luțu în spatele lor. Trică în dreapta, Frăsineanu, Liță, în fața apărării, Hâldan, Dumnezeu da, să-l ierte, da. Putea să Florentin, facă Petre, Florentin Petre, în spate Miu, Ienci, Contra în dreapta, mai știu, Cătălin Crăciunescu, Lincar, da. Tararache. Da, am spus 20, cred, da, împreună, da, acum, nu? Lobons în poartă. Cu... Da, și era mai mic Lobons decât noi. Nici n-a apărat în calificare, a apărat Tufi și cu, da, Tibi Lung. Dar după aia... Și a apărut Lobons pe final de campanie. Da. El a apărat la turneul final. Luțu, ai zis? Am zis Luțu, da. Da. Nu mai știu. Vancea. A luat roșu într-unul de meciuri, da. Da, am avut ghinion pentru că am jucat în toate meciurile din preliminarii, ne-am calificat și după aia mi-a rupt mâna la Bastia. Și n-ai jucat. Ostea. Și mi-am revenit în aprilie și după aia când a venit turneul final, m-a chemat în... A fost la mai, a fost repede, în final de mai a fost turneul final. Da, da, m-a chemat în cantonament. Și după două zile m-a trimis acasă, pentru că mi-a zis, te văd că alergi cu mâna așa, te protejezi, din instinct, pentru că am stat mult timp așa cu mâna, eu vroiam să joc, eu vroiam să fiu acolo prezent, dar am înțeles situația, când mi s-a explicat, și ăla a fost ghinionul meu. Hai dar, că... Zi. Nu, dar astea, sunt lucruri care se întâmplă în fotbal.
Aminteai de Bastia, în acești 7 ani de la Steaua au fost și meciuri de referință în cupele europene, nu? West Ham, nu? Bine, Bastia, am avut PSG, am avut, o grămadă. Am avut meciuri în Champions League 3 ani la rând, da, în care am terminat grupa pe locul 3. Deci mereu. Ai prins grupele și după aceea cu Juventus și cu Atletico Juventus, Madrid cu Borussia, și cu Dortmund, Borussia Dortmund, cu Glasgow, da, Rangers, cu toate echipele astea importante. Uh-huh. Am terminat pe locul 3, pe vremea aia nu era ca acum locul 3 să meargă în, da, da, știu, mai, departe. Mai departe, locul 3 era eliminată. După aia am jucat în UEFA, cum se numea pe vremea, da, aia, da, și am reușit să câștigăm și să trecem de echipe importante, cum ai menționat mai devreme, West Ham, Bastia, Fenerbahce, da, am, da, jucat. Dezamăgirea care a fost în perioada aia la meciul ăla cu Paris Saint-Germain, dacă ți-o aduci aminte, mi-aduc, în care noi am câștigat la Masa Verde 3-0 și... Câștigați și pe teren 3-2. Ați câștigat, am și, câștigat pe și pe teren 3-2. Masa Verde 3-0 și apoi retur 5-0. Da. Și chiar dacă ne băteau cu 3-0, nu mergeam în prelungiri. Tot noi, da, ne calificam. Da. A fost un moment în care noi eram tineri, Lăcă n-a jucat la meciul ăla. Și niște nume mari. La, da. Erau nume mari. Aminte, Rai, Leonardo, nu? Da. Jucau pentru... Rai, Leonardo... PSG. Moris era un atacant. Erau, da, jucători importanți, care la vremea respectivă erau valoroși și au pus presiune pe noi, am primit gol foarte repede și atunci... Care e golul de care ți-aduci aminte din perioada aia de la Steaua, din cupele europene pe care l-ai marcat? Sau care e meciul pe care... Nu, eu mi-aduc aminte de un gol care l-am înscris eu și cred că a fost primul care l-am înscris am ajuns la Steaua, la un meci cu Dinamo, da? În care am câștigat 2-0 pe Ghencea. Și am dat eu un gol și Adrian Ilie alt gol, 2-0. Și am băgat capul într-o contră și am reușit să dau gol cu capul. M-a lovit, dar mi-aduc aminte perfect de golul ăla pentru că a fost un gol important. Pentru că era derby și am reușit să câștigăm. Și pentru mine, ca jucător tânăr, a fost foarte important golul ăla. Tot contra te-a lovit și atunci? Nu mi-aduc aminte cine a ridicat piciorul atunci. Nu, sincer, nu mi-aduc aminte. Dar mi-aduc aminte că a fost o centrare și am băgat capul și am reușit să-mi scriu. Dar meciul de la Bastia cum a fost? Așa e cum se aude, că amenințau, că zburau pe acolo sticle cuțite, deci, obiecte metalice, vă luaseră de pe tunel. Într-adevăr, înainte de meci au pus o presiune asupra noastră, dar nu prea mare. A început meciul și eu minutul 5 am sărit la cap și m-am împins un negru. Și, da, căzut și am căzut exact cu toată greutatea corpului în mână. Și ai făcut și când am vrut să mă ridic, mâna îmi cădea așa. Și am luat mâna, m-am dus la margine și atunci a început, când s-a răcit, a început să mă doară și m-a dus direct la spital. Pentru că... Te-a operat sau ți-a pus în gips? Nu, m-a operat, dar nu m-a operat în aceea zi. M-a operat... În România? Nu, tot acolo m-a operat, dar a trebuit să aștept până a doua zi. Și pentru rămas că m-a operat doctorul echipei Bastia. Uh-huh. El m-a operat. Că el era chirurg. Înțeleg. Și mi-au făcut radiografie, au văzut că într-adevăr e fractură. Nervul median a fost prins între oase și eu astea 3 degete nu puteam să le mai mișc. Și nici nu le mai simțeam. Deci eu eram așa. Eu 3 luni de zile așa am fost. Și nu le simțeam. Și ușor, ușor, după ce m-a operat, că atunci când m-a operat, a durat 4 ore operația. După ce m-a operat, mi-a pus nervul, mi l-a eliberat, ca să spunem așa, și mi-a spus, vezi că nervul o să se recupereze, dar în timp. Și după 3 luni de zile, când am început să lucrez ușor, am reușit să pun în mișcare astea 3 degete și să le simt, pentru că nu le simțeam. Deci echipa a venit acasă și tu ai rămas acolo? Eu am rămas acolo cu masăr sau cu cineva? Cine nu, a rămas soția mea. A, soția ta. Pentru că atunci când... Erau nevestele cu voi. Atunci când m-am dus la spital, a venit doctorul și m-a întrebat, zice, am vorbit cu președintele, era Gațu, da, președintele clubului, și zice, m-a întrebat, cu cine vrei să rămâi aici, să stea lângă tine? Și am zis, cu soția mea, dacă se poate.
Și a zis, bine, ok. Și de la aeroport a trimis-o pe soția mea, i-a luat cameră la hotel și a stat cu mine o săptămână. Bine, eu eram internat, dar ea stătea la hotel. Și venea în fiecare zi, stătea cu mine. Și pe aia v-ați întors după ce? Și pe aia ne-am întors împreună, da. Că nu puteam să călătoresc imediat după operație. Din cauza presiunii. Da. 2000, transferul la Nuancia. Au mai fost și alte oferte în perioada asta, că jucai bine. Cum? Da, acolo... Ce ți-aduce aminte? Cum? În perioada aceea... A fost după aceea, Euro sau înainte de Euro transferul? Eu, să-ți explic cum a fost. În perioada aceea, eu deja aveam 7 ani de când eram la Steaua. Mai aveam încă un an de contract. Dar aveam o clauză în care orice echipă, dacă plătea $1.200.000, putea să mă cumpere. Mie mi-au venit mai multe oferte, dar oferta din Spania m-a tentat, de la Numancia. Asta a fost înainte de campionatul european din 2000. În momentul în care au venit, au spus că vor să mă cumpere. Da. Cei de la Steaua au aflat și mi-au propus să rămân, să renunț la clauza care o aveam, să fac un alt contract, un nou contract și să rămân. Dar eu le-am explicat că sunt la o vârstă în care am avut 2 accidentări, una la genunchi, una cu mâna ruptă, se poate întâmpla orice în fotbal și vreau să profit de șansa care o am acum și să fac pasul mai departe. Pentru că dacă aș fi rămas în România, puteam să mă plafonez. Sau nu. Sau poate puteam să ajung la o echipă mai valoroasă. Nu se știa ce se poate întâmpla. Dar nu am vrut să risc și să pierd ocazia care era mi s-a oferit. Era în primera sau în secunda? Nu, era atunci. În prima divizie. Era în primera, era prima, da. Divizie. Și atunci mai erau români atunci sau după aceea au mai era apărut? Barbu. Era Jean Barbu. Era Jean Barbu acolo. A fost și Gabi Popescu, dar Gabi Popescu plecase. Da. Și atunci, la campionatul european, mi-aduc aminte, în 2000, Espanyol Barcelona căuta un mijlocaș stânga și vrea să mă cumpere. Să mă ia pe mine, că da. Costel Gâlcă i-a explicat antrenorului că eu am jucat la Steaua mijlocaș stânga, că sunt un mijlocaș care ajunge cu ușurință, dă goluri și vrea să mă cumpere. Dar era prea târziu, pentru că atunci când au vrut să mă ia de la Numancia, cei de acolo nu au vrut să-mi dea drumul. Au cerut de 3 ori mai mult suma care plătise pe mine și atunci au renunțat cei de la Espanyol. Și a trebuit să mă duc la Numancia, am continuat la Numancia, am jucat 4 ani de zile la Numancia și după aia m-am dus 4 ani de zile la Recreativo și ultimul an la Cadiz. Da, știu, dar întâi să ne povestim, să-mi povestești cum a fost. Deci la Numancia iar cifre bune, 125 de meciuri, 27 de goluri, între 2000 și 2004. În ce an a fost meciul celebru cu Real? Chiar în primul an. În primul an. Deci în primul an când am ajuns acolo, eu nu știam spaniolă, pentru că nu am învățat la școală și nu știam. Jean Barbu era mereu lângă mine și m-a ajutat. Îmi traducea. Încerca să stea lângă mine, să-mi explice cum stau lucrurile, dar eu nu învățasem chiar foarte bine spaniola și atunci antrenorul care l-aveam la vremea respectivă a spus că trebuie să am răbdare, nu poate să mă bage din prima să joc pentru că trebuie să mă integrez bine în grup, să învăț bine limba, să înțeleg, să văd care sunt obiceiurile lor. Și atunci au decis să mă țină rezervă o perioadă. Iar primul meci ca titular a fost cel cu Real Madrid. Da. Și ce jucai? Mijloca stânga. Mijloca stânga. Da. M-a băgat la meciul cu Real Madrid. Eu niciodată nu m-am gândit că pot să dau măcar un gol lui Real Madrid. Nu, că pur și simplu m-am concentrat la ce aveam de făcut pe teren, la meciul respectiv. Și în minutul 6 am reușit să dau primul gol. Am dat primul gol, după aia ne-au egalat cei de la Real Madrid, a dat Raul, care era idolul meu, ca să spun așa. Da. Și după aia, pe un contraatac, am reușit să dau golul 2. La pauză, mă simțeam așa puțin obosit, puțin... Plutei. Da. Nu eram obișnuit din postura de titular. La echipa aia și mai ales la un meci așa important.
în a doua repriză am reușit să dau și al treilea gol. Și după ce am dat al treilea gol, m-a schimbat și a băgat pe al jucător. Nu știu ce mintea. Ai cerut tu schimbarea? Nu. Da, am spus că nu mă simțeam foarte bine. Nu știu, probabil că și de la, din cauza faptului că noi am stat în cantonament cam la vreo 30 de kilometri de oraș. Și erau drumul numai curbe de alea, numai... Ne-a dus cu autocarul și nu mă simțeam așa... Și s-a supărat antrenorul? Că... Nu, din contră. Nu, că... Am câștigat și a fost tot ok. Ai jucat la Numancia Recreativă Cadiz, ai jucat în Primera, ai jucat împotriva Realului și Barcelonei. Ce jucători mari ai întâlnit în perioada asta, în cei 9 ani de zile de Spanie? Păi... Ce jucători mari ai prins la Real și la La Real Madrid atunci juca Morientes, juca Raul, Figo, Roberto Carlos, Fernando Hierro... Da. Casilla debutase, era Jeremy, uh-huh. Elguera, McManaman, cam asta era echipa de atunci. Barça? La Barcelona la fel, erau jucători importanți. Mi-aduc aminte că am schimbat tricou cu Dani, era un atacant. Da. Împotriva lui Messi ai jucat? Am jucat împotriva lui Messi, când eram la Recreativo. Împotriva lui Ronaldo? Lui Ronaldo n-am jucat. Dar împotriva lui Messi am jucat. Colect. Și la meciul ăla mi-aduc aminte că eram pe teren și la o fază mai spre finalul meciului i-am spus lui Puyol. Zic, dacă vrei să schimbi trio cu mine, că îmi place să am o colecție cu tricouri, da. Că mă gândeam că sunt la final de carieră și zic să schimb tricourile cu jucători importanti. Și zice, dacă stai liniștit, schimb tricou cu tine, dar în glumă, bineînțeles. Și colecția de tricouri, ce piese rare are? Păi am pe Zambrota de la echipa Italiei, pe Paul Scholes de la englezi, Puyol, Casilla, Raul, care am schimbat. Da. Dar am mai avut și alte tricouri care le-am făcut cadou. De exemplu, am schimbat și cu Del Piero. A, când jucai, când erai la Steaua. Și Del Piero l-am făcut cadou lui Danciu. Că eram colegi la Steaua și mi-a zis că îi place mult de Del Piero. Și lui Ionel Dănciulescu. Da. Și împotriva românilor, ce române? Împotriva ce? Ai jucat împotriva lui Contra în Spania? Nu. Cred că... O fie un meci patletic sau ceva. Am jucat când... Da. Cred că am jucat când era el la Getafe. La Getafe. Cred că era. Da. Și cred că și la Alaves, când eram cu Numancia. Și azi români împotriva... Am jucat împotriva lui Costel. Gică Craioveanu, cineva Filipescu mai era, erau jucători, Stelea era pe vremea în Spania, erau jucători care evoluau în campionatul spaniol. Statornic, ai schimbat doar 4 echipe de-a lungul carierei, 7 ani la Steaua, 4 la Numancia, 4 la Recreativo și ai încheiat cariera la Cadiz. Cifre bune peste tot, 395 de meciuri în prima ligă din România și în prima ligă din Spania. 91 de goluri și te-ai retras la 34 de ani? La 33 de ani jumate. De ce? Din cauza genunchiului. Genunchiului. Doctorii la 31 de ani mi-au spus că trebuie să mă operez, să-mi facă o artroscopie la genunchi, să îmi curețe articulația, ca să spunem așa. În momentul în care m-au operat și-au dat seama că eu am rămas fără cartilagiu la genunchi, pentru că accidentarea care am avut-o atunci la 17 ani, la juniori, în timp a făcut ca genunchiul să cedeze și să se roade și să mănânce, să se frece cartilagiul până a ajuns la os. Și atunci se freca os pe os și asta a fost problema care mi-a frânat cariera, ca să spun așa, pentru că atunci în 2007-2008, înainte de campionatul european din 2008, la fel, eram implicat la prima selecționată, la Naționala României. M-am accidentat pentru că nu mai puteam, m-a operat. Doctorii de acolo mi-au spus că nu mai pot să joc fotbal. Eu n-am acceptat. Am zis că nu e normal, zic, acum 2 luni de zile jucam în prima divizie în Spania și la Național și acum îmi spui că nu mai... Și mi-a zis, trebuie să te gândești că e foarte greu să mai continui. Eu am făcut tot posibilul, m-am chinuit 2 ani de zile, iar
Atunci când m-am lăsat, am zis bine că m-am lăsat pentru că chiar nu mai puteam. Deci nu mai puteam să mai joc. 9 ani la echipa națională, 98-2007, 38 de meciuri, 5 goluri, în condiții în care erau jucători cu nume în perioada aia, a fost concurență mare. Ți-aduci aminte debutul 98? Da, sigur. În Portugalia. Am jucat în Portugalia și am luat și cartonaș. La victorie cu 1-0, și am luat și cartonaș roșu. La acea victorie cu 1-0, da. Dorin Munteanu gol, da, era 10 Fernando, oameni. Da, era Fernando Couto, fundaș central. Cu pițurcă. Da, și am intrat mai tare la el, mi-a dat un galben. După aia, la următoarea fază, în a doua repriză, iar galben. Era, cred că, minutul 65, ceva de genul. M-a trimis la vestiare, mă rugam să câștigăm sau măcar să nu luăm bătaie. Și apăra stelea penalti. Da, pentru că dacă ar fi fost o înfrângere, era un debut nefericit pentru mine. Dar așa, până la urmă, am reușit să câștigăm. Te-au salvat stelea și Dorinel. Da, da. Stelea a scos penalti, nu? Și Dorinel a dat gol în lovitură liberă în 10 oameni. Da. Ce meciuri mai de referință așa îți mai aduce aminte de la echipa națională? Păi la echipa națională, într-adevăr, aici e un aspect care aș putea să-l comentez, că nu sunt mulțumit de numărul de puținele meciuri care le-am avut, pentru că mi-aș fi dorit mai mult. Dar trebuie să recunosc că și să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au chemat pe vremea aia la echipa națională și mai ales lui Victor Pițurcă, cu care am debutat, pentru că am ajuns să joc la echipa națională, dar eu mi-aș fi dorit să am mai multe meciuri. Numai că accidentările, echipa unde evoluam, probabil jucătorii, concurența care era la vremea respectivă, au făcut să rămân doar cu aceste meciuri, dar ți-am spus, mi-aș fi dorit să am mai multe meciuri și să fac mai mult pentru echipa națională, mare. Echipa antrenată 2010 secund la Vaslui, cu Lopez Caro, nu? Cu Lopez Caro la Vaslui, da. O să vreau să ne povestești acolo. 2012-2014 la Petrolul cu Contra, nu? Da, 2012-2014. Cupă da, câștigată. Am câștigat Cupa României. 2014-2015 la Steaua. Acolo, înainte să merg la Steaua, am fost și cu Răzvan, cu Răzvan Lucescu, la Petrolul, la ultima perioadă. Și după aceea la Steaua cu Costel. Costel, da. Ați făcut tripla. Da. Singur la UTA, singur la Mioveni și acum antrenor la Under 18. Greu la Vaslui. Deci la Vaslui a fost o perioadă în care eu am fost în primă linie, ca să spun așa, pentru că trebuia să traduc tot ce vorbea antrenorul cu patron. Totul trecea prin mine, pentru că antrenorul nu știa engleză, franceză, știa doar spaniolă și atunci au decis să mă ia pe mine ca antrenor secund, să-mi încep cariera ca antrenor secund și în același timp să traduc celor care erau acolo tot ce vrea să transmită antrenor. În momentul în care am ajuns acolo, domnul Porumboi era foarte încrezător, chiar luam brațe în fiecare zi pe antrenor, gata, câștigăm campionatul, facem treabă, o să fie tot ok. Am început pregătirea, a fost totul cu liniște, am lucrat, am început campionatul și au apărut problemele. De ce? Pentru că nu câștigase decât un singur meci din primele 6 etape, ne-a eliminat Slatina din Cupa României și ne-a eliminat Lille din Cupa UEFA. Și atunci au început problemele, au început să se certe. Tu traduceai? Eu traduceam, eu încercam să se împace într-un fel ca să putem să continuăm să lucrăm și să ajutăm echipa cât mai mult și să avem rezultate, mai ales că era primul meu an ca antrenor și îmi doream foarte mult să avem rezultate. Numai că am ajuns la un moment dat în care nu s-a mai putut continua și a trebuit să ne despărțim. Cu Gigi Becali v-ați întâlnit? V-ați întâlnit vreodată când erați la Steaua? Ați vorbit? Nu. Ai scăpat. Era gâlcat. Deci îți spun sincer că nu am vorbit niciodată în perioada aia cu Gigi Becali la Steaua. Deci a venit o singură dată la echipă și a ținut o ședință în care doar ne-am salutat și nu am vorbit absolut nimic. Pentru că tot ce vorbea era cu Costel,
care era antrenorul principal și cu ceilalți care erau la club angajați. Nume mai cunoscuți de antrenori de jucători cu care ai jucat la Numancia, Recreativo, Cadiz, sunt nume? Deci chiar aseară am uitat la un meci și era Casorla, care a fost coleg cu mine la Recreativo. Da. Casia, antrenor, portarul de la al treilea portar, sau da, acum e al patrulea, nu știu, la Real Madrid. Sunt mulți jucători, da, care mai era un portughez, Beto, care a jucat mult timp la Sporting Lisabona. Aveam da, jucători de din campionatul spaniol, nu știu dacă aici îi cunoașteți, da, dar am avut pe un coleg, Juan Merino, care a jucat foarte mult timp la Betis. Deci am avut colegi, da, care Martin Caceres, care joacă în Italia, da, 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 capitanul, da, de la Manchester United, Valencia, a fost coleg cu noi la Recreativo. Bun. Cei mai buni prieteni din fotbal? Păi, cei mai buni prieteni din fotbal sunt foști care? Colegi care am evoluat cu ei la juniori și am rămas prieteni, e Cosmin, e Luțu, mă refer aici din România. Da. După aia în Spania la fel, am mai rămas colegi cu unii jucători care au evoluat acolo. Top 3 antrenori pe care ai avut și, sau măcar antrenori care ți-au marcat așa cariera și de care ești mai apropiat sau care ai să recunoștință față de ei? Deci în Spania am avut un antrenor care am avut, cu care am realizat rezultate importante, cu Marcelino, cel care e la Valencia. Deci Marcelino pentru mine a fost un antrenor foarte bun și e un antrenor foarte bun, iar din România am avut mulți antrenori, am avut antrenori importanți și antrenori care au dat fotbalului multe rezultate bune. Naemi, Țiții Dumitriu, Nea Mihai Stoichiță, Victor Pițurcă, cu care am debutat și la echipa națională și la echipa de tineret. Deci am avut antrenori buni, foarte buni, cu care am lucrat și de la care am învățat multe lucruri. Barça sau Real? Dacă joacă Barcelona cu Real Madrid, țin cu Real Madrid. Aha. Dar dacă joacă așa în campionat, nu mă afectează dacă pierde vreuna din ele. Messi sau Cristiano? Messi e mai talentat decât Cristiano. Dar Cristiano are merite foarte mari pentru că a reușit să se lupte și să stea la un nivel apropiat de Messi. A reușit să câștige atâtea baloane de aur datorită faptului că a muncit. Adrian sau Sabin Ilie? Păi aici eu cred că Sabin Ilie a fost mai apropiat de mine pentru că am jucat mai mult timp împreună și am stat mai mult timp împreună pentru că am fost și colegi de cameră. Mutu sau Chivu? Aici tot așa, prin apropiere am stat mai mult timp cu Mutu pentru că l-am avut și la Petrolul când am fost antrenor secund și am fost aproape, dar să știi că relația a fost bună cu amândoi. Și în încheiere, Porumboiu sau Gigi Becali? Aici Porumboiu avea un stil, Gigi Becali un alt stil. Acum ce pot să spun e că cu Porumboiu am avut o relație mai apropiată datorită faptului că trebuia să transmit ceea ce vroia antrenorul și domnul Porumboiu ce vrea să transmită antrenorului, dar nu pot să aleg pentru că nu. Da. Nu pot să aleg. Nu poți face diferența. Da. Cu Gigi Becali l-am cunoscut prima oară când eram jucător, când a venit la Steaua. După aia eu am plecat în Spania și l-am avut ca președinte, patron când eram antrenor secund. Îți mulțumesc, Laurențiu, succes în cariera de antrenor, antrenezi puștii, vlăstarele patriei, păi, puștii României. Nu sunt, da, sunt puști, încă sunt aproape de a face pasul la fotbalul profesionist și m-aș bucura ca toți
care sunt la echipa națională să ajungă să joace la un nivel cât mai bun în campionatele puternice și să demonstreze că au valoare. Îți mulțumesc încă o dată. Au fost poveștile lui Laurențiu Roșu, fost internațional român, jucător care a evoluat an bun de zile în prima diviziune și care a marcat într-un singur meci 3 goluri lui Real Madrid. Atât de la Top Interviuri, pe data viitoare, la revedere!